Duh, amin. Slăvi să fie Domnul. Știu că tu cunoști prea bine rugăciunea din durere, rugăciunea din dorință, rugăciunea mulțumirii. Dar cunoști tu oare bine rugăciunea bucuriei, cea mai mare fericire, rugăciunea bucuriei? Nu puterea rugăciunii, pacea ei sau liniștirea, ce le aduce ea în suflet și în gânduri pe deplin, ci slăvita bucurie ce îți transfigurează fața când te afli chiar înaintea strălucirii lui Hristos, când golit de tot ce-i lume, stai în fața Lui slăvită, fără cereri și dorințe, fără gând și fără grai, numai cu o nesfârșită și nespusă bucurie că îl poți privi pe Domnul și El te privește blând. Numai cu o negrăită și cerească fericire că nici nu mai ai nevoie să-i ceri și să-i spui nimic. În aceste stări de haruri, vremea n-are nici măsură, nici putere, nici valoare. Este ca și cum n-ar fi. Asta-i taina de pe munte, locul cel mai înalt din lume. Următorul pas nu poate fi făcut decât în cer. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.